Propunerea liberalilor ca anul 2018 să fie declarat anul Unirii a trezit noi dispute în ședința legislativului. Liderul PL, Mihai Ghimpu, i-a cerut lui Marian Lupu să exprime poziția Partidului Democrat cu privire la această inițiativă. Replica nu s-a lăsat mult așteptată, Marian Lupu afirmând că independența și statalitatea sunt lucruri sfinte. Să se expună ce dorește PD-ul față de acest proiect. Dacă acceptați, faceți parte din acest grup bine. Dacă nu, atunci modificăm și cerem guvernului să prezinte proiectul ce ține de declararea anului 2018 și anul Unirii. Am auzit că dumneavoastră, ca președinte Parlamentului, nu sunteți împotrivă să avem acțiuni comune ce ține de actul Unirii, fiindcă este doar un moment istoric, nu vorbim de Unire, știu că vă sperie Unirea cu România, dar de ce vă temeți, de ce nu scăpați? Mi-a plăcut mereu o frază, nu mi-aduc aminte cine este autorul, care a spus că istoria nu trebuie să fie transformată în politică, întoarsă mereu cu fața în trecut. Noi avem în fața noastră prezentul și viitorul, iar poziția Partidului Democrat a fost și rămâne a fi în continuare că statul Republica Moldova nu este un proiect temporar. Și comuniștii le-au dat o replică liberalilor, îndemnându-i să-și facă bagajele și să plece în România. Băieți, nu pierdeți timpul. Sunteți acceptați acolo în România. Duceți-vă. Și nu vă uitați înapoi. La final, liberalii s-au arătat indignați de faptul că proiectul de lege privind declararea anului 2018, anul Unirii, nu a fost inclus pe ordinea de zi de astăzi. Noi, din păcate, nu știu de ce acești români moldoveni, basarabeni, moldoveni, în pașapoarte, rusofoni în gândire, vrem să trăim bine, dar nu înțelegem că tot ce s-a făcut până acum s-a făcut ca să mergem înainte, nu să stăm pe loc sau să mergem înapoi. Nimeni nu vrea să recunoască istoria adevărată a noastră. Menționăm că în anul 2018 se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire din 1918. În acest sens, România a pregătit o serie de acțiuni de amploare dedicate centenarului Unirii.